Și ea așa amenințat că dacă îi mai spun doamnă, refuză să vină la, la eveniment. Și am zis, toată Alenuța, cum să te supăr eu pe tine? Te iubesc. Te iubesc. Felicitări! Mulțumesc tuturor! Și pentru că prima parte a speech-ului meu era vorba despre Sanda Gabriela Talabă, este momentul să mă prezint, pentru că așa e frumos, când intri în casa cuiva, îi mulțumești că te-a primit, îi mulțumești domnului director că ne-a invitat să mai venim în acest spațiu și cu alte ocazii și chiar să expunem aici și probabil să lansăm și cărți și să te prezint, să știi oamenii cu cine au de la face. Mă numesc Neluța Stăicuț sau numele meu, cum îmi place mie să spun, de scenă, Neluța Bunicuța, care are un canal YouTube, Neluța Bunicuța spune povești și poezii pentru copii, mămici, tătici și bunici, și care este terapeut de 26 de ani, scriitor, poet, povestitor, pictor, un pictor diferit care a ales sloganul Recuperează, reciclează, recreează, pentru că vreau să demonstrez că putem face artă și din materiale care oamenii le aruncă. Și uneori sunt actriță în mici sketch-uri pe YouTube. Și cam asta este linii mari, doamna din fața dumneavoastră, cum spune Sanduca, Neluța din fața dumneavoastră, și vreau să vă dăruiesc o frântură din sufletul meu, respectiv o lecție a fericirii. Așa cum o văd eu. Lecția fericirii. Tu. Da? Tu. Știi să fii fericit? Știi să te simți împlinit? Iată. Aici, în poezia mea, vei găsi rețeta pentru așa ceva. Privește dimineața răsăritul și apoi seara, privește apusul, privește cum crește o floare, ascultă cum cântă o privighetoare, ia seama la mâinile mamei, la părul ei ce albit, privește apoi și la tata și bucură-te că încă mai e, zâmbește când vezi bebelușul, copiii la școală când merg, la tineri când se sărută și la bătrâni înțelepți. Du-te apoi și vezi marea, privește în larg și la țărm, cum valurile aleargă grăbite să mângâie nisipul fierbinte. Du-te apoi și la munte, privește cât e de semeți, încearcă apoi și te urcă să vezi perspectiva din vârf. Oprește-te la o mănăstire, să vezi măicuțe muncind și apoi bucuroase vor merge la ritualul din noapte, târziu. Apoi să povește la țară, privește țăranul la rând, mănâncă din pâinea fierbinte, cea coaptă în țăstul de lut. Mai stai, nu pleca chiar acum, privește-o și pe bunica, țesând de războiul ei vechi. Felințe în multe ițe? Nu ocoli apoi râul ce curge agare la vale, descalță-te pentru o clipă și calcă de iarba cea moale. Nu ocoli nici pădurea, cu pomii ei cei frumoși, ascultă o privighetoare ce cântă într-un stejar fălos. Îndreaptă-te apoi către casă, privește-ți copiii pe rând, invită-ți copiii la masă și încheie ziua râzând. Și apoi, după ce ai făcut toate astea, mulțumește-i celui de sus. Spune-i că ești fericită și bagă-te în pat să te culci. Adorme apoi liniștită că atât de mult ai învățat, că viața ta e minunată. Nu te mai plânge în zadar. Mulțumesc. Și mă iertați că v-am consumat timpul, dar n-am putut să nu fac acest dar de suflet. Chiar n-am putut. Așa am simțit. Vă iubesc pe toți și mulțumesc din suflet pentru găzduire.